În mediul online, oamenii, evident, cer lămuriri din partea autorităților cu privire la această situație, cer micșorarea facturii la apă pe luna în curs și cer demisii. Ce puteți să-mi spuneți? În ceea ce privește micșorarea facturii de apă luna în curs, aceasta este posibilă numai în cadrul legal. Dacă sunt prevederi ale legii care prevăd astfel de reduceri, evident că le vom aplica. Dar totul, cred eu, că este necesar a fi supus unei analize foarte, foarte serioase. Repet, apa cu anumite excepții, și mă refer la zona direct vizată, unde datorită proceselor de curățare și igienizare a rețelei a trebuit fi oprită, în restul municipiului Câmpina nu s-a oprit apa. Ea a fost furnizată în flux continuu. În ceea ce privește potabilitatea ei... În scop menajer. În ceea ce privește potabilitatea ei, Hidro a avut obligația și a asumat acest lucru să furnizeze apă potabilă în container. Dacă consumul de apă la populație a scăzut, el este înregistrat prin contoare și bineînțeles că factura va fi mai mică. În momentul de față n-aș putea să vă spun dacă se impune sau nu o diminuare a facturii de consum a apei ca un mod de compensare a disconfortului creat populației, pe care noi îl recunoaștem și îl regretăm și chiar ne cerem scuze pentru faptul că am creat acest disconfort, dar subliniez, nu din cauza Hidro. Vă simțiți în vreun fel vinovat sau responsabil? Ați consumat apă de la robinetele din Câmpina? Da, eu pot să vă spun cu toată sinceritatea că în această perioadă am stat foarte mult în Câmpina. De vineri seara, de când s-a dat alarma, până astăzi, și am consumat apă de la robinetele din Câmpina, inclusiv din zona afectată. Și nu ați avut nicio problemă de sănătate? Nu, nu ați fost pe la... Nu am nicio problemă. Nu am niciun fel de problemă. Pentru că foarte mulți câmpineni care urmăresc declarația dumneavoastră s-ar putea să facă la fel. Nu vreau să urmeze exemplul meu. Nu vreau să urmeze exemplul meu până când oficial nu ridicăm restricția, dar vă spun cum stau lucrurile în ceea ce mă privește pe mine. A fost o opțiune personală pe care nu vreau neapărat să o împărtășească și alții. Ați menționat de ridicarea oficială a restricției, care teoretic ar trebui să aibă loc mâine, pe 17 august. Da. Se va întâmpla asta? Sau va fi prelungită? Noi ne dorim acest lucru, dar depinde foarte mult de ceea ce va spune DSP-ul, pentru că ea, această autoritate, este cea care are ultimul cuvânt în ultima instanță. În cazul în care rezultatul DSP confirmă existența acestei bacterii, să înțeleg că va apărea un nou mesaj în alert, o nouă știință? Evident, dacă lucrurile vor fi reconfirmate sau, în orice caz, altfel declarate, reacțiile vor fi în consecință. Noi nu ne jucăm sub nicio formă cu sănătatea populației, indiferent cât de mare ar fi disconfortul sau ce prejudicii de imagine, dacă este să ne referim la ele, automat vom aplica prevederile legale. Lumea, populația, abonații Hidro trebuie să fie liniștiți că ne facem treaba cu responsabilitate. Referitor la măsurile de igienizare a rezervorului din cartierul Voila, am înțeles că astăzi vor fi reluate. Sunt reluate, de fapt, la această oră aceste proceduri, numai că amplificate, să spun, față de ceea ce s-a întâmplat ieri. Nu. Procedurile s-au derulat de vineri într-un flux continuu și corect. Astăzi,
pentru ultima etapă de igienizare, practic, cred că la asta vă referiți, vom să folosite veni, soluții mult mai puternice. Vom veni cu niște soluții care să asigure o mai mare garanție că acolo, dacă a existat această bacterie, lucrurile nu au cum să mai fie periculoase. Bun, și o ultimă întrebare, un răspuns cât se poate de scurt. Când vor afla câmpinenii care este situația cu privire la ceea ce înseamnă apa potabilă furnizată la robinete? O pot consuma sau nu o pot consuma? Noi, mâine sau pe parcursul acestei noi sperăm ca în această seară să avem o astfel de opinie din partea DSP. Dacă nu, mâine dimineață cel târziu. Mulțumesc. Și eu mulțumesc.